Dacă ne-am fi sculat ca să plecăm în zori și dacă n-am fi avut pană de cauciuc, am fi ajuns mai devreme. Subliniem predicatele. Ne-am fi sculat. Predicat verbal, verb la diateza reflexivă. Să plecăm, n-am fi avut, am fi ajuns. Predicate verbale, verbe la diateza activă. Încadrăm elementele de legătură, conjuncțiile subordonatoare dacă, de două ori și casă, și conjuncția coordonatoare și. Delimităm propozițiile. Propoziția 1. Dacă ne-am fi sculat. Propoziția 2. Ca să plecăm în zori. Propoziția 3. Și dacă n-am fi avut pană de cauciuc. Propoziția 4. Am fi ajuns mai devreme. Felul propozițiilor. Propoziția 4 e propoziție principală. Nu depinde de nimeni, are înțeles de sine stătător. Propoziția 1 este condițională. Are ca regent verbul am fi ajuns. Cu ce condiție am fi ajuns? Dacă ne-am fi sculat, am fi ajuns. Propoziția 2 are ca regent verbul ne-am fi sculat din propoziția 1. Cu ce scop ne-am fi sculat? Ne-am fi sculat ca să plecăm în zori. Propoziția 3 este de asemenea condițională. Are ca regent verbul am fi ajuns din P4, cu ce condiții am fi ajuns dacă n-am fi avut pană de cauciuc. Propoziția 4, așa cum am zis, este propoziție principală. Facem schema frazei, marcăm relațiile de subordonare prin săgeți, prin linii cu săgeți în sus și scriem pe fiecare linie elementul de relație. Relația de subordonare dintre 1 și 4 se face prin conjuncția subordonatoare dacă. Relația dintre 3 și 4 se face de asemenea prin conjuncția subordonatoare dacă. Relația dintre 2 și 1 se face prin conjuncția subordonatoare ca să. Relația de coordonare dintre condiționalele 1 și 3 se face prin conjuncția coordonatoare și.